Yet salvation is from God. Isus sunt atât de copleșit și inundat de valul de lumină, văzând că printr-un har nemărginit sunt astăzi invitatul tău la cină. Mă las de invitație pătruns, dar rostul ei nu-l înțelege firea. Prin ce mister adânc de nepătruns pot sta la masă cu Dumnezeirea? Însă tu vrei în jurul tău să ai pe toți ai tăi, gătiți în haine stinte, servând aici, ca într-un colț de rai, o cină de aducere aminte. O pâine frântă, ca și trupul sfrânt, ne reunește în trup de adunare, în care, strâns legați de Duhul Sfânt, îți suntem ție, Doamne mădulare. Când rodul viței curge în pahar, ca semn al legământului slăvirii, vedem cum curge pe cruce la calvar, din rămuri vine sângele iertării. M-ai invitat, Iisus, la masa ta și trebuie să vin cu mâini curate. Eu m-am străduit, dar străduința mea să mă sfințească pe deplin poate. Doar tu poți, Doamne, să mă curățești. Ca pe un copil luându-mă de mână și apoi spălat să mă învrednicești să stau și eu cu ospeți la cină. Luați, mâncați, acesta-i trupul meu și sângele ce curge spre sfințire. Eu am venit ca Fiul de Dumnezeu să vă aduc prin moarte nemurire. Așa cum am auzit vorbind Iisus și mi-a pătruns în inimă cuvântul, azi sunt cu voi, dar mâine poate nu iar când mâncați vă țineți legământul. Eu am venit din ceruri pentru voi și pentru tine am venit anume să vă îmbrac cu sufletele noi, să vă despart de dragostea de lume. Îți mulțumesc că-s printre invitați, spălat, sfințit, învrednicit de tine, să stau la masa ta cu mii de frați cu care vom serva și în slăvi divin.